Anchetatorii nu au crezut însă că nu e nimic. Nu au crezut asta nici judecătorii. Tocmai ghicitul, chiar și numai în cafea, le-a adus falșilor tămăduitori 30 de zile în spatele gratiilor. Dar de ce l-au luat? Să-ți dau la de-aia m-a luat. Hai de asta pe post! Hai de pe post! Până în prezent este vorba despre comiterea a peste 30 de astfel de infracțiuni. Din cercetările efectuate până în prezent, se pare că persoanele în cauză își racolau victimele prin intermediul unor anunțuri online sau telefonic. Așa că joi, cele 5 persoane reținute în urma perchezițiilor au fost aduse în fața instanței de la Ploiești. A venit Ceaușescu, Ceaușescu, Elena! Elena Ceaușescu s-a închis. Numai puțin de 30 de persoane din țară și străinătate au picat în plasa falșilor tămăduitori.